La granița României cu Ucraina se vor deschide trei noi puncte de trecere a frontierei. Guvernul a luat această hotărâre pentru a fluidiza traficul de mărfuri, care este concentrat în prezent doar în Vama Siret. Conform ProTV.ro, cele trei vămii vor fi deschise pe rând la Vicovu de Sus, Racovat și Ulma, în județele Botoșani și Suceava. Acestea ar urma să fie reabilitate după ce au stat închise timp de mai bine de 10 ani. Punctul de trecere de la Vicovu de Sus, județul Suceava, va fi destinat doar autoturismelor și are ca termen limită de punere în funcțiune 20 iulie. Pe când, cel din Racovat, Botoșani, va fi reabilitat pentru a putea permite trecerea trecerea camioanelor și urmează să fie deschis pe 1 august. La urma se va putea trece granița la începutul toamnei, relatează protv.ro.